Peste 3 milioane de euro, atât ne-au costat deplasările președintelui în 2022. Din ianuarie anul trecut și până în prezent, Klaus Iohannis a avut 28 de vizite oficiale. De 21 de ori s-a oprit la Sibiu înainte de a pleca sau la întoarcerea în țară. Evident, asta a implicat extra costuri. Cheltuieli în plus apar și în momentele în care Iohannis rămâne în țara în care a călătorit după încheierea întâlnirilor oficiale, cum se întâmplă și zilele acestea în Singapore. Cum România nu are avion prezidențial, Klaus Iohannis trebuie să închirieze aeronave private la fiecare deplasare în țară și în afară. S-a întâmplat de 26 de ori din ianuarie 2022 până în februarie anul acesta. În ceea ce privește zborurile interne, destinația preferată a președintelui este Constanța. A zburat de 9 ori în Dobrogea în această perioadă. A aterizat și pe aeroporturile din Craiova, Suceava și Sibiu pentru o vizită la Cincu. Iohannis s-a deplasat în 12 țări europene în ultimele 14 luni, de cele mai multe ori la Bruxelles, Paris, Madrid, Londra, Atena sau Varșovia s-au mai numărat printre orașele în care a ajuns președintele. Tot în acest interval a călătorit și pe alte continente. A vizitat Statele Unite, Egiptul și capitala Azerbaidjanului. La deplasările internaționale se adaugă și cele de zilele acestea, din Japonia și Singapore. În deplasările pe care le-a făcut pe întreaga planetă în ultimele 14 luni, președintele a avut în total 21 de escale la Sibiu, pe lângă zborul direct către orașul natal de pe 12 octombrie. Fie că au avut loc la plecarea din țară, fie că au avut loc la întoarcere, motivul opririlor atât de dese, care au durat doar câteva zeci de minute, este necunoscut. Și cum țara nu-i oferă un avion personal, Iohannis sau oamenii săi de la Cotroceni au ales. Și nu orice. Dintre cele 26 de vizite oficiale, pentru 6 au fost închiriate aeronave de la compania Global Jet. Restul zborurilor au fost operate de Toyo Aviation. Numele patronului firmei apare în stenogramele dosarului lui Cătălin Voicu, fost senator PSD condamnat la închisoare pentru corupție. Și are și de ce să fie o plăcere. Costurile călătoriei în Japonia și Singapore se ridică la 350.000 de euro. Suma se explică având în vedere că aeronava are propria sală de cinema, dormitor, zonă de lounge și servicii de restaurant de 5 stele. Agenda prezidențială arată că vizita lui Iohannis în Asia ține până pe 10 martie. Site-ul Ministerului de Externe din Singapore dezvăluie însă că deplasarea se încheie două zile mai târziu. Acest lucru presupune și costuri suplimentare cu aeronava închiriată. România nu mai are avion prezidențial de 10 ani. Țările din regiune stau bine la acest capitol. Ungaria are două avioane VIP, Bulgaria 4, iar Polonia 5. Un stat de mărime, de pretențiile României și de poziția României în interiorul Uniunii Europene și NATO, merită să aibă o aeronavă prezidențială. Administrația prezidențială a transmis că în 2022 a cheltuit 16,6 milioane de lei, circa 3,3 milioane de euro pentru 21 de deplasări.